start la schiat în 2023. Totuși nu știți să schiați, veniți la singura și cea mai șmecheră școală de schi și snowboard de aici, de la Arena Plato. Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi mergem la schi pentru prima dată în sezonul 2022-2023. Sunt la Sibiu, am plecat la ora 5 de dimineață. Să vă dați și voi seama ce înseamnă pasiune și dorința de a te da și de a face sporturile preferate. Când vine vorba de pasiune, limitele sunt depășite. Oamenii au dat drumul la tunurile de zăpadă de pe data de 30 decembrie și de atunci îi supraveghez pe site-ul lor și merg tunurile alea non-stop. Nu uitați de codul de reducere de pe winterplay.ro. Fix your bike, minim 10% dacă vreți mai mult, sunați sau mergeți în magazin și vorbiți cu Robi și o să vă dea reducere, pentru că știți asta de la mine. Și mai am de la Stonefit o geacă și o pereche de pantaloni pe care mi-au dat. Au spus: Marius, ia-i, dacă nu te simți comod în ei sau nu țin de cald sau nu-ți place ceva la ei, poți să-i dai înapoi. Așa că merg chitit să le găsesc nod în papură acelor pantaloni și acelei geci. Mai am de stat doar 2 minute după ce am plecat cu mașina full din București. Superchargerul Tesla. De-abia aștept să pun schiurile în picioare și să mă dau pe zăpadă. Și ce credeți, dacă veniți la Arena Plato și nu știți să schiați, veniți la singura și cea mai șmecheră școală de schi și snowboard de aici, de la Arena Plato, și este aici, în spatele meu. Nu ratați momentul de a învăța și de a vă da pe purte, este absolut superb. Acum oamenii sunt în pauză și uitați cât de mulți instructori sunt. Sunt o echipă atât de mare și atât de mișto, încât am ales pur și simplu să conduc 5 ore dus, 5 ore întors, să mă dau cu schiurile și să-i văd pe ei. Sau cum spun ei, e fain la noi. Sus, la Arena Platoș, au deschis absolut toate pârtiile. În stânga mea acolo este restul de Arena Platoș, iar în spate sunt pârtiile alea un pic mai grele și sunt deschise și ele. Asta este geaca de la Maloia. Bineînțeles că și pantalonii sunt tot de la Maloia și sunt foarte comozi. Nici nu-i simt pe mine și s-ar putea să-mi placă destul de mult. Uitați-mi că am și ceasul ăsta la mână de la Garmin și am dat drumul. Să vedem ce ne indică. Ce ne spune viteză maximă, medie, toate nebuniile. Nu m-am dat deloc. Ăsta este echipamentul meu de anul acesta. Mergem să dăm prima tură. Nu știu dacă m-au auzit, dar asta este prima tură pe 2022-2023. Opa! Cam alunecă! Dar merge! Oho! Mai încercăm o tură pe o pârtie, un pic mai ușoară, zic unii, dar dacă mă întrebați pe mine, e destul de, hopa, interesantă. Niște dâmburi mititele pe acolo, da, de început, hopa, pe aici. Băi, nu vă puteți închipui cât dor mi-a fost de schiat, hopa, dar totuși e destul de înghețată treaba. Nu știu dacă se aude, dar porșca e destul de tare. Opa! Și aici ce facem? Sărim. Avem schiuri ca doi. Cum să nu sărim? Da. Light. Frumos. Început de sezon. Fix ce trebuie. Chestia asta. Bun. Ia să vedem pe aici cum ne ajungem. Asta e powder direct de dedesubt. Să-i dăm așa ușor. Gheață la mal, gheață la mal. Oh, nouă la pe iarbă. Ușor. Opa. Da. Destul de alunecoasă treaba, dacă mă întrebați pe mine. Opa.
mă mai satur, gata. M-am încălzit, sper să nu mi-o fur acum. Aia e singura mea dorință, având în vedere faptul că am și schiurile astea noi și scam jucăușe, ce să zic. Hai, ușurel așa. Gheața-i gheață. Opa! Frumos! Un tun de zăpadă. Foarte tare. Ador sentimentul ăsta. Critica de zona asta este destul de abruptă, schiuri noi. Hai, dăm așa, ușurel. Este și foarte denivelat în primul rând. Mamă, ce e? Ce-a făcut? Mamă! E 100% gheață pe jos. Ia să așteptăm să se mai elibereze. Nu vreau cu spatele, vă dați seama. Hai să-i dăm așa, ușor. Wow! Îl ajung destul de repede pe tipul. Hai să vedem, ușor. Da, tati. Ufa. Lejer. Ar fi putut să meargă drept fără nicio problemă. Toată treaba. Încă o tură aici. Mamă. Wow, cât de mică e și învață să se dea. Elegant, cât de cât, mere treaba. Mi-arată că am mers cu maxim 30 de km la oră, momentan, așa că mai dăm o coborâre pe aici, prin spate, pe la Arena Platoș și uitați ce peisaj este. Se vede absolut minunat la vale. Haide! Papa aici pe sus. Mișto senzația pe dâmbul ăla. Hopa, gata tura. Bă, superbe schiurile astea. Deci se simt absolut genial. Și ca idee, stați un pic. Este ora 2 și înclăparii ăștia de la K2 sunt de la ora 10. Și nu simt nicio oboseală, nici nu i-am desfăcut. Deloc nu i-am desfăcut de la ora 10 și jumătate de când sunt aici.
încheiem ziua de dat la Arena Platoș. Am ajuns la mașină, schiurile sunt aici și uitați priveliște cu tot cu apus așa în spate, este absolut minunat. Dar haideți să discutăm un pic despre echipamentul ăsta. Geaca mi-a fost super bine cu ea, este ușoară, îmi place, nu se simte pe piele că ai geacă pe tine, este destul de subțirică, dar eficientă. Pantalonii ăștia, deci îmi plac la nebunie că au partea asta de aerisire aici din lateral și nu pleacă din zona chilotului, să zic așa, pleacă de aici în jos și nu stau cu boxerii sau cu chiloții. La vedere, un lucru important, pentru că am mai probat pantaloni și era casca acolo, mi-a fost foarte cald cu ea, cu aerisirile deschise, a fost destul de călduț astăzi aici la Arena Platoș, dar piesa de rezistență la echipamentul meu sunt clăparii ăștia de aici din picioare, de la K2, nu i-am desfăcut deloc toată ziua. Cum i-am pus, i-am mai strâns încă puțin după prima tură și așa au rămas. Și pur și simplu când mă las pe limba acestui clăpar, mă relaxez extraordinar de tare. Sunt extraordinar de comozi. Astea fiind spuse, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și noi ne revedem în următorul videoclip. Ne vedem pe portier data viitoare. Vă salut! Pa!